Domnului și mulțumim Domnului că suntem aici împreună cu dumneavoastră. It is our great privilege. Și pot să spun că e o onoare și un mare privilegiu pentru noi. I'm a mission director for church and for denomination. Sunt directorul de misiune al bisericii noastre și al uniunii noastre. So for us about more than 10 years I've been around almost 70 countries. În ultimii 20 de ani am avut privilegiul să vizitez peste 70 de țări. And I visited so many churches. I met a lot of the pastors. Am vizitat multe biserici în lume, am întâlnit foarte mulți păstori. But I just visited a few, the General Assembly of Denomination, and this is one of them. Și trebuie să vă spun că am participat la puține conferințe pastorale de genul acesta. Asta este una dintre puținele. And especially it was my first visit to Romania. Și în mod special pentru că e prima mea vizită în România. And I'm so happy. Trebuie să mărturisesc că sunt foarte fericit. And I'm enjoying it. Și mă bucur de părtășia care am cu voi. And I think even though it is a very short visit, și știu că cu toate că e o vizită scurtă, I think just that we can find some of your common ground. Eu cred că putem găsi împreună acele lucruri pe care le avem în comun. First, maybe as the Baptist. În primul rând, ca baptiști, ca familie baptistă. Because we have found our church and our denomination. Pentru că avem aceeași temelie pentru doctrinarea pentru bisericile noastre. On the very confession on our belief in the New Testament church. Pe credința noastră fermă în practica bisericii creștine apostolice. Like sola scriptura. Așa cum deviza reformatorului a fost numai scriptura, sola gratia. Numai harul. And truly just to be one to follow the Bible. Și dorim să fim cei care au Biblia ca singura autoritate pentru viața lor de credință.